să ascultați în continuare tot un filolog, este vorba de domnul Robert Toma, aici prezent, pe care îl iubiți să-i ascultăm. Bună seara, vă salut pe toți. Le felicit pe autoare, o astfel de inițiativă e constructivă, e pozitivă, e binevenită oricând. Îmi venea aminte o vorba lui Goethe, apropo de poezie, zice că poezia trimite spre tainele inimii și încearcă să le dezlege prin imagini. Vedeți ce frumos! Totdeauna avem nevoie să convertim ceea ce simțim, ceea ce gândim, în imagini, cel puțin în sfera creației, în simbol, în metaforă și așa mai departe. În altul de idei, ne gândesc o vorba lui Mircea Eliade, într-un eseu de tinerețe, în Soliloquii, spunea că zvonurile moderne și-au pierdut definitiv orice valență folclorică sau aură mitologică. Iată că într-o astfel de lume fără folclor, fără sensibilitate prea multă, fără discernere prea multă, apar asemenea autoare sensibile care vibrează în atingere cu oamenii, cu lucrurile, cu fenomenele naturii, cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ce pot să spun? Am în vedere o lirică sentimentală, spune de album sentimental, păstrat cu grijă, o poezie, așa zicând, tradițională, cu o prozodie cu minte, în sensul bun al cuvântului până la urmă, se caută adesea un efect neobișnuit, înscris în text, nu avem în vedere textualism, căutare obsesivă a ineditului, raporturi care să fie bruscate între termeni, nu? Și așa mai departe. Este un limbaj liric trust, direct, care trimite, aș zice, la esențe până la urmă, la ceea ce simțim cu toții sau la ceea ce se petrece cu noi în mod latent, în viața de zi cu zi. Eu am făcut și niște însemnări, o să preiau câte ceva din fiecare volum, ca să-mi argumentez puțin spusele, Raluca Ignat. Sigur că am în vedere un registru afectiv care îmi aduce aminte și de poetese sau autoare mai puțin citite astăzi, dar nu chiar uitate. Mă refer și la Matilda Kugler din perioada juninistă. Mă refer la Otilia Cazimiră din Aparago, de ce nu? În acest registru, până la un punct, ne mișcăm. Altă dată, presimțirea a ceva grav sau, dacă vreți, sentimentul acut al sfârșitului, al iminenței morții, primită la lirica atât de gravă și de subtilă a Magdei Salus. S-a vorbit despre mamă, deci, sigur că da, au în comun ceva, cele două poete, e vorba de imaginea centrală nucleară a mamei, până la urmă, mă gândesc și la un Grigore Pieru, păstrând proporțiile. Este o poezie a roadelor, în altă ordine de idei, o poezie a vitalității, a casei părintești, a nostalgiei, o poezie, în definitiv, de factură adolescentină în sensul constructiv al termenului. Adică e bine să-ți păstrezi acest sentiment al adolescenței, indiferent de vârstă. S-a vorbit și despre un filon religios, într-o oarecare măsură. Sunt accente, vazi religioase, spune, care alternează la ambele poete cu accente mai degrabă carnale, telurice. De ce nu? În chip firesc. Este această contradicție între tânjire după esențe și nevoia de trăire plenară, a clipei, până la urmă. E așa? Nu ne ferim sau nu ne ascundem după deget. Este iubirea față de bărbat și iubirea față de mamă, cu totul special, iubirea față de Dumnezeu și așa mai departe. Un spectru larg al acestui termen. Nu știu să te iubesc pe tine, începe grav și frumos poezia Nu știu să te iubesc. Străin călător, iată ce frumos, fereastra împodobită a sufletului meu, un alt vers superb. Din când în când o să citesc câte o poezie întreagă. Sunt și poezii care se pretează la o lectură pe nerăsuflate, adică să nu fiu nevoit să desprind câte ceva. Iubire vrac, apropo de asta, ce bine ar fi să se găsească mai des iubire vrac în jurul nostru, se găsesc atâtea vrac și tocmai iubirea este atât de rară. Sau este atât de negociată. Iubire vrac, motivul norocului, foarte frumos. De pildă, mi-amintesc de o poezie a lui Eminescu, Postumă, să țin încă o dată, nu mai știu cum spune, copil fără de noroc, încheie Eminescu poezia.
și rămâne goală coala fără rime, fără rid, iată cum încheie această poezie Iubire în vrac. Vă amintiți, cu gândiri și cu imagini negrida multe pagini și ale cărții și ale vieții chiar din zorii tinereții. Eminescu, sigur, rămâne o constantă. Mireasa sufletului meu, destul de transparent, o prospețime de sentiment, ziceam, iată poemul, se numește chiar poem. Dar nu o recit. Versul acesta însă e superb, este și o sinestezie, zice în spirit simbolist, ademenit de căldură, de dans, de arome. Mama, primele două strofe ar vrea să le recit. Spre ale tale brațe dorințele mă cheamă, spre șoapta gurii tale îmi fuge gândul, mamă. Mi-e dor să fiu copil și chipul să-ți privesc. Mi-e dor să te aud și să mă regăsesc. Pe drumul meu, odată cu tine am pornit, m-am rătăcit adesea, dar tu m-ai sprijinit. Iubirea ta e marea cu apă desfârșită, oricât ar avea copilul, nu poate fi golită. Iată ce frumos. Poezia ta, n-aș receta o întregime scurtă. E vorba, spun, de o prozodie tradițională, dar sunt situații în care stăpânește foarte bine acest tip de prozodie. În taină visele îmi petrec șoptindu-le într-o doară. Azi călător prin lume trec, mă mistui ca o pară. Din mări albastre mărginite de lung fără vătare, cu legheră raze aurite, privea gonind spre soare. Spre al apusului dor greu privirea în joacă feste, când taina sufletului meu revarsă o poveste. Cu lacrimi grele ferecând o groptă de uitare, mă îndrept spre tine fredonând când totul piere în zare.